says here, Romanian sermon. So if you don't speak Romanian, please be seated. Please be seated. Have a seat, all of you, Not only those who don't speak Romanian. Because we need to see how many do not understand Romanian, so raise your hands. A young lady is going to give you a device to understand. Raise your hand, so everybody has the device? Okay, if you don't have the device, or maybe have picked up the Romanian language while participating here with us. Okay. Să citesc un text pentru mesajul care va urma, ar fi unul prea lung, deoarece mesajul meu se bazează pe o întreagă carte a Scripturii, Cartea Proverbelor. Recomand tuturor să o citească acasă. Recomand celor proaspăt căsătoriți să citească cu predilecție două cărți din Scriptură, Cântarea Cântărilor și Proverbele. Când este vorba de pasiune în relația lor, lectura potrivită este poemul de dragoste intitulat Cântarea Cântărilor. Când este vorba de pricepere sau înțelepciune, lectura trebuie făcută în Cartea Proverbelor. Este nevoie atât de pasiune cât și de pricepere în căsnicie. Și Dumnezeu ne oferă în cuvântul Său să le cultive, să le crească pe amândouă. Ambele cărți sunt tezaure ce oferă bogăție celor care le citesc cu atenție. Și provoc pe cei doi să citească împreună Cântarea Cântărilor și să extragă de acolo bogăția de informație ce îi poate ajuta să mențină vie flacăra iubirii în familie. Personal o să fac referire la Cartea Proverbelor. Această carte vorbește despre omul sau bărbatul înțelept în contrast cu cel nechipzuit. Iarăși Cartea Proverbelor vorbește despre femeia înțeleaptă în contrast cu cea neînțeleaptă. Și o să arăt câteva caracteristici ale fiecăruia. Întâi mă voi referi la bărbatul înțelept, așa cum este descris în Cartea Proverbelor. Cum este bărbatul înțelept? Ce calități are? Care sunt caracteristicile ce-l fac înțelept? Caracteristica de căpetenie este aceea că este drept. Omul înțelept este drept. Vedeți de câte ori se repete expresia cel neprihănit în Cartea Proverbelor. Omul neprihănit este omul drept, tzadik, dicaios. Și este drept în relație cu Dumnezeu. Este în grupul celor socotiți neprihănit prin credința în Domnul Iisus Hristos. Trebuie să înțelegem că Domnul Iisus Hristos este Cel care face pe oameni drepți. În mod natural, niciunul nu-i drept. Toți suntem nedrepți înainte lui, toți am păcătuit. Dar prin credința în Domnul Iisus Hristos, Dumnezeu ne declară drepți neprihăniți. Vedeți? Relația cu Hristos este definitorie pentru fiecare bărbat. Este drept în relație cu Dumnezeu prin credința în Domnul Iisus și bărbatul înțelept este drept în relație cu oamenii, adică este integru, cinstit, se ține de cuvânt. Omul nechipzuit, prin opoziție, este lipsit de neprihănirea lui Dumnezeu și de aceea este de cele mai multe ori neprincipial în relațiile cu semenii. Prima calitate a omului înțelept este legată de neprihănire, de dreptate. El este drept în relație cu Dumnezeu, este drept în relația cu semenii. De aici pot decurge alte caracteristici ale omului înțelept. Următoarea, omul înțelept este iubitor. O zicală americană sună cam așa, choose your love and love your choice. Omul înțelept este iubitor. El exprimă verbal iubirea, îi spune mereu soției lui că o iubește. Cel care nu exprimă iubirea nu este înțelept. Știți că bărbații care au probleme cu virilitatea o au în mare măsură pentru că au dificultăți în acest domeniu al exprimării dragostei? Omul înțelept nu doar că exprimă dragostea, ci o și explică, adică oferă rațiuni pentru dragostea sa legată de lucrurile în care femeia sa excelează sau este vrednică de lăudat. Proverbe 31 cu 28 arată o mostră acestei iubiri exprimate și explicate. El spune iubitei sale, tu le întreci pe toate. La începutul căsătoriei, când îi spuneam nevestei că o iubesc, ea întotdeauna punea o întrebare, dar de ce mă iubești? Vrea să știe și explicația pentru care era vrednică de iubire. Explicația iubirii se face nu doar prin declarații verbale, ci se face și prin fapte jertfitoare. Când suntem gata să renunțăm la noi înșine de dragul persoanei pe care o iubim.
Vedeți, omul înțelept acționează în conformitate cu ceea ce declară. Dragostea îl face pe soț să se jertfească pentru soția lui, așa cum Hristos s-a jertfit pentru biserica sa. Biblia spune, a iubit-o și s-a jertfit. Iubirea implică jertfă. Cele două nu pot fi despărțite, ci se presupun una pe alta. Și acum, soția ta, dragul meu, știe cât o iubești când vede cât jertfești pentru ea. Întotdeauna dragostea se măsoară prin jertfa pe care o depunem pentru persoana iubită. Fără jertfă, declarația dragostei n-are nicio valoare. Omul înțelept este apoi fidel. Este credincios soției sale. Cel nebun nu este credincios soției sale, ci o trădează pentru alte femei. Omul înțelept nu poate fi atras și momit de femeia străină, așa cum e numită în proverbe. De ce? Pentru că el știe că soția lui a fost aleasă de Domnul, iar Domnul dă daruri bune și desăvârșite. Iacov 1:17. Și omul înțelept mai știe că după alegerea Domnului, el însuși și-a ales soția. Este ca în mântuire, dragii mei. El ne-a ales întâi și apoi și noi l-am ales. Și acum nu l-am mai schimbat pe Domnul pentru toată lumea. La fel este și în căsătorie. Dumnezeu a ales pentru noi și apoi noi alegem ceea ce El a ales pentru noi. Iată cauza fidelității celui înțelept. Omul înțelept este și echilibrat. Proverbe 24:27 spune așa. Există două activități ale bărbatului pe care trebuie să le ține în echilibru. Rânduiește-ți lucrul tău afară și adu-l la îndeplinire pe ogorul tău și apoi apucă-te să-ți zidești casa. Întâi este menționată activitatea de câștigare a existenței și apoi cea de zidire a casei. Omul înțelept este echilibrat. El dedică o parte a timpului său lucrului, acțiunii de câștigare a pâinii și în același timp dedică o parte a timpului său soției, familiei, casei. Verbul rânduiește-ți lucrul sau îngrijește-te are conotația de pregătește-te, planifică. Și înțelesul este că așa cum omul înțelept planifică timpul său de câștigare a existenței, familiei, tot așa planifică timpul de cultivare a relației cu soția sa. Am văzut bărbați foarte pricepuți când venea vorba de afaceri, dar extrem de neînțelepți când venea vremea de planificare a timpului cu soția. Acest timp lipsea cu desăvârșire. Omul neînțelept nu planifică timp cu soția lui, ci lasă ca relația cu soția să se deterioreze. Este omul neînțelept. Omul înțelept se recunoaște prin faptul că este echilibrat și zidește casa. Cel nechipzit se recunoaște prin faptul că nu este echilibrat. Unii refuză să câștige existența familiei și pun soția și copiii într-un stres permanent. Alții lucrează fără măsură și nu planifică timp pentru zidirea casei. Și asta este un alt tip de stres la care supun familia. Am cunoscut mai multe familii care s-au destrămat din cauza lipsei de înțelepciune a soțului care n-a fost echilibrat. Și ce este zidirea casei? După ce termin lucrul la câmp, zice, zidește-ți casa. Este timpul cu soția, ajutorul potrivit. Soția este partea vieții tale, este parteneră în toate lucrurile. Este un ajutor potrivit în toate domeniile existenței tale, nu doar un obiect de joacă. Dacă ești înțelept, vei implica pe soția ta în toate problemele și aspectele existenței tale, dacă ești înțelept. Un bărbat înțelept este echilibrat, dedică timp pentru câștigarea pâinii familiei sale și dedică timp pentru cultivarea relației cu soția sa. Omul înțelept este și romantic, este curtenitor. Cel nechipzit încetează să fie curtenitor după ce a cucerit-o pe soția lui și s-a căsătorit cu ea. Bărbatul înțelept știe însă că nevasta sa este un dar de la Domnul, care, deși este acceptat cu mulțumire, trebuie cucerit prin curtoazie în fiecare zi. Lucru care distruge repede relația încântătoare dintre bărbat și femeie, este faptul că bărbatul nu-și mai cucerește soția. Ori soția este un dar ce trebuie mereu cucerit. Bărbații care știu acest lucru au cea mai fericită căsătorie. Dă-ți întâlnire cu soția, așa cum făceai când erai necăsătorit. Invită-o la un restaurant, ca și atunci când îi propuneai să te accepte în căsătorie. Dui flori, surprinde-o cu gesturi frumoase. Deschide ușa la mașină, așa cum făceai când erai doar logodit. Propune să mergeți împreună la un spectacol. Ia-i mâna și spune-i că o găsești fermecătoare. Bărbatul care își cucerește soția în fiecare zi este un om înțelept. Cel nechipzit consideră că n-are de ce să mai cucerească pe soția lui. Iată caracteristicile omului înțelept. El este drept, drept în relație cu Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos și drept în relațiile cu oamenii.
El este iubitor. Dragostea lui este exprimată, este explicată și demonstrată faptic. Se jertfește pentru soția lui. El este fidel. Alege să prețuiască cu fidelitate ceea ce Dumnezeu a ales pentru el. Și omul înțelept este echilibrat. Planifică pentru carieră, dar planifică și pentru familie. Și este curtenitor. Știe că soția lui este un dar pe care trebuie să-l cucerească din nou și din nou. Și acum trecem la partea a doua a mesajului. Femeia înțeleaptă. Vom vedea cât de multe lucruri are de spus cartea proverbelor despre femeia înțeleaptă. Primul rând, femeia înțeleaptă este virtuoasă. Și aceasta este o caracteristică de căpătâi a femeiei înțelepte. Proverbe 31:10. Ridic o întrebare și fac o constatare. Cine poate găsi o femeie cinstită? Ea este mai de preț decât mărgăritarele. O femeie cinstită este o femeie virtuoasă. Este virtuoasă în relație cu Domnul și este virtuoasă în relație cu soțul ei. Și acum, paragraful care descrie pe femeia virtuoasă în Proverbe 31 face o însumare a virtuții femeii descrise în versetele finale. Spune așa, femeia care se teme de Domnul va fi lăudată. Iată care este virtutea femeii înțelepte, se teme de Domnul. Relația ei cu Domnul trece prin Iisus Hristos, este una prin care și-a rezolvat problema mântuirii și trăiește în conformitate cu mântuirea pe care a primit-o, se teme de Domnul. În Noul Testament se spune că femeia înțeleaptă este ceea care se teme de bărbat. Știți că scrie în Noul Testament lucrul ăsta? 1 Corinteni, capitolul 13, Efeseni 5:33. Este încheierea paragrafului care se ocupă de relația soțului cu soția. Cum se încheie? Încolo, fiecare bărbat să-și iubească nevasta, să se jertfească pentru ea. Și nevasta? Să se teamă de bărbat. În Proverbe scrie femeia virtuoasă se teme de Domnul, în Noul Testament scrie că femeia virtuoasă se teme de bărbat. Ce înseamnă lucrul acesta? Așa cum Hristos își iubește biserica și biserica respectă pe Domnul Iisus Hristos, așa bărbatul înțelept își iubește nevasta și nevasta îl respectă pe acest soț. Ea respectă pe Dumnezeu și respectă soțul. Respectul pentru soț este îndoit. Îl respectă pentru poziția pe care i-a dat-o Dumnezeu în familie, să fie cap. Îl respectă pentru activitatea lui, aceea de câștigare a pâinii. Tot ceea ce își dorește un bărbat este să fie respectat. Femeia care își respectă soțul are o familie fericită. Femeia nechipzuită nu își respectă soțul. Și dați-mi voie să o spun, cea care nu se teme de bărbat, în ghilimele, care nu își respectă soțul, nu se teme nici de Domnul, care a pus ordine în familie. Iată, prima calitate a femeii înțelepte este o femeie virtuoasă, este temătoare de Domnul, respectă pe Domnul și pe bărbatul ei. Femeia înțeleaptă este apoi prudentă, face deosebirea între ceea ce zidește casa și ceea ce dărâmă casa. Proverbe 14:1 contrastează aici pe două femei, femeia înțeleaptă cu cea nechipzuită și spune așa, femeia înțeleaptă își zidește casa, dar cea nebună o dărâmă cu mâinile ei. Și acum, cum își zidește femeia înțeleaptă casa? Ea știe ce place soțului, știe ce produce bucurie soțului ei și acționează în acest sens. Există literatură de specialitate extrem de grăitoare. Două cărți au apărut pe piață care însumează ceva din înțelepciunea cărții proverbelor. Una se intitulează One Man Wish Their Wives Knew About Them și pandantul ei What Women Wish Their Husbands Knew About Them. Femeia înțeleaptă știe ce place bărbatului ei și se delectează în a oferi ceea ce îi place. Femeia nechipzuită nu este interesată să știe ce produce bucurie soțului ei. Și nu este interesată în zidirea casei. Singurul lucru de care este interesată este să-și satisfacă mofturile. În mulți ani în care am avut ocazia să slujesc, am cunoscut familii ce necesiteau atenție imediată. În multe cazuri, conflictele au apărut din cauza că femeia n-a fost prudentă și n-a dat atenție bărbatului ei. De multe ori a trebuit să întreb, soră, dacă ai știut că lucrul acesta deranjează pe soțul tău, de ce l-ai făcut? Dacă ai știut ce așteaptă soțul tău de la tine, de ce ai neglijat așteptările lui? Proverbe 19:14 arată că lucrurile materiale le moștenim de la părinți, dar nevasta înțeleaptă este un dar de la Domnul. Casa și averea le moștenim de la părinți, dar o nevastă prudentă este un dar de la Domnul.
Nevasta prudentă este cea care face deosebire dintre ceea ce zidește casa și ceea ce dărâmă casa. Și în prudența ei alege ceea ce duce la zidirea relației cu soțul ei. Orice femeie care își subminează relația cu soțul este neînțeleaptă, nechipzuită. Femeia virtuoasă este prudentă. Femeia înțeleaptă este grațioasă, spre deosebire de cea nechipzuită care este lipsită de grație. Grația unei femei nu ține de condiția ei fizică, ci dimpotrivă de condiția ei spirituală. O femeie nu este grațioasă pentru că e atrăgătoare din punct de vedere fizic, ci este grațioasă prin condiția ei spirituală plăcută. Proverbe 11:16 ne arată că femeia înțeleaptă alege să fie grațioasă. O femeie plăcută capătă cinste la fel cum cei puternici capătă bogăție. O femeie plăcută, grațioasă, aceea capătă cinste la fel cum cei puternici capătă bogăție. Ce spune acest verset? Așa cum cei puternici folosesc puterea și poziția care o au pentru a acumula bogăție, tot așa femeia ce decide să fie grațioasă va căpăta cinste. Prin grație, femeia aceasta acumulează prețuire. Ce anume face ca o femeie să fie plăcută, să fie grațioasă? În primul rând este feminitatea. O femeie grațioasă se bucură și se desfată în feminitatea ei și nu tinde să manifeste caracteristici masculine. Femeia grațioasă are feminitate în îmbrăcăminte. Ce mult ar fi de spus aici. Femeia grațioasă își manifestă grația în vorbire, în comportament, în toate căile ei. Cartea Proverbelor ne arată că o femeie este grațioasă prin ceea ce evită comportamentul disgrațios al femeii nechipzuite și este grațioasă prin ceea ce manifestă în spirit, prin ceea ce alege să manifeste. Evită tot ceea ce nu ține de feminitate. Alege cu bucuria tot ceea ce ține de feminitate. Este un contrast puternic construit în Proverbe între femeia grațioasă și cea lipsită de grație. Și putem înțelege mai bine cum este femeia grațioasă prin la felul cum se manifestă femeia disgrațioasă. Aceasta este certăreață. Proverbe 27:15. O strașină care picură necurmat într-o zi de ploaie și o nevastă gâlgevitoare sunt tot una. Și ce dacă e gâlgevitoare? Rezultatul este că produce mâhnire și invită catastrofa în familie. Proverbe 19:13. Un fiu nebun este o nenorocire pentru tatăl său. Și o nevastă gâlcevitoare este ca o strașnă care picură într-una. Așa cum un fiu nebun este o calamitate pentru tatăl său, așa o femeie gâlcevitoare este o calamitate pentru familia ei. Proverbe 25:24, Proverbe 21:9. Sunt multe versete identice în Proverbe. Zice, mai bine să locuiești într-un colț pe acoperiș decât să locuiești într-o casă mare cu o nevastă gâlcevitoare. Bărbații refuză să locuiască la un loc cu femeia gâlcevitoare. Își fac de lucru în altă parte. Și dacă bărbatului tău nu-i place să vină acasă, trebuie să întrebi de ce. În engleză este folosită expresia brawling woman, una care este pusă pe harță, pe ceartă, una care face pe alții să nu se simtă bine în prezența ei. Mai bine să locuiești într-un pământ pustiu decât cu o nevastă gâlcevitoare și supărăcioasă. Este o altă caracteristică a femeii neînțelepte, supărăcioasă. Este una care are fața acră, nu-i poți intra în grații. Este preferabil să trăiești în pustie, spune autorul Proverbelor, decât cu astfel de femeie. Prin opoziție, femeia grațioasă nu este certăreață sau gâlcevitoare. Mai mult, ea nu este guralivă, nici indiscretă, așa cum este femeia nechipzuită. Femeia nechipzuită, spune cartea Proverbelor, este guralivă. Proverbe 9:13 ne arată o femeie care nu este certăreață, dar este guralivă, adică vorbește mult. Nebunia este o femeie gălăgioasă, proastă, care nu știe nimic. Femeia nechipzuită este ignorantă, nu știe nimic, dar pe lângă aceasta este și indiscretă, adică nu poate ține secretele, nu poate să-și țină gura când ar trebui să tacă. Proverbe 11:22 elaborează pe această temă a indiscreției unei femei. Zice, femeia frumoasă și fără minte sau indiscretă este ca un inel de aur pus în râtul unui porc. Frumusețea unei femei nu poate compensa pentru indiscreția ei. Bărbații preferă o femeie discretă, unea care are frumusețe, dar are lipsită de discreție. Și acum, femeia înțeleaptă este virtuoasă. Femeia virtuoasă e mai de preț decât mărgăritarele. Apoi este prudentă, își zidește casa, alege să facă lucrurile care duc la zidirea relației cu bărbatul ei. Este grațioasă, se bucură în feminitatea, în poziția pe care Dumnezeu i-a dat-o.
o altă trăsătură care o are. Femeia înțeleaptă este harnică, are inițiativă în munca domestică și în afaceri. Citiți Proverbe 31, să vezi că femeia asta știe să organizeze munca în casă, să aducă de departe materii și să împartă munca servitorilor și așa mai departe. Despre casa ei se spune că nu duce nicio lipsă, că e pregătită pentru orice vine în viitor. Versetul 27 al acestui capitol 31 din Proverbe spune că femeia înțeleaptă nu mănâncă pâinea lenevirii. Mai mult, femeia înțeleaptă are inițiativă în acte de caritate. Proverbe 31:20. Ea își întinde mâna către cel nenorocit, își întinde brațul către cel lipsit. O familie care e binecuvântată de Domnul va avea din belșug și poate să ajute și pe alții. Femeia înțeleaptă e virtuoasă, e prudentă, e grațioasă, este harnică. Și acum voi menționa încă o trăsătură care este neglijată de multe ori, dar e foarte importantă în relațiile de familie. Femeia înțeleaptă este pasionantă. Înțelepciunea unei femei se vede și la acest capitol al relației intime cu soțul ei. Ea menține farmecul în familie și îl menține prin grația ei. Ceea ce face farmecul unei persoane este bunătatea. În cazul unei femei este grația, feminitatea, discreția. Grația unei femei mai are o altă latură. Ea menține pasiunea vie în familie prin faptul că nu-i pasivă, ci picantă. Proverbe 5, 16, 18, 19 comunică ceva foarte important pentru relațiile intime în familie. Citez. Se adresează bărbatul, zice, bea apă din fântâna ta, din izvoarele puțului tău, izvorul tău să fie binecuvântat și bucură-te de nevasta tinereții tale. Și acum o descrie pe ea. Cerboaică iubită, căprioară plăcută, fii îmbătat tot timpul de drăgălășiile ei, fii îndrăgostit necurmat de dragostea ei. Ce înțelegem din aceste versete? Aici nu este doar un sfat pentru bărbați, ci există unul extrem de important pentru femei. Soția înțeleaptă își îmbată soțul cu atențiile ei și cu dragostea ei. Și-o scrie aici. Are dreptul să-și îmbete soțul? Cea stricată nu are niciun drept în această privință și totuși multe femei stricate au câștig de cauză pentru că știu să îmbete. Femeile ar trebui să observe limbajul folosit în acest text. Fii îmbătat, fii îndrăgostit. În engleză este redat cu be ravished, be exhilarated. Femeia înțeleaptă este pasionantă, fiind răvășitoare. Să mai observăm că textul îndeamnă pe soț să fie tot timpul îmbătați de drăgălășeniile soției lor. Din nou, aici este un sfat bun și pentru femei. Ele trebuie să cultive relația intimă cu soții lor, nu din când în când, ci tot timpul. Așa spune aici cuvântul. Am auzit mărturia unei femei credincioase ce spunea că cea mai înțeleaptă decizie pe care a luat-o în familie, să-și zidească familia, a fost să ofere ca și cadou soțului ei jumate de oră de intimitate în fiecare seară. Femeia înțeleaptă este și pasionantă. Iată caracteristicile unei femei înțelepte. Femeia înțeleaptă este virtuoasă, păi este prudentă, este grațioasă, este harnică, este pasionantă. Dragii mei, cuvântul lui Dumnezeu are promisiuni mari pentru cei care acceptă sfatul înțelepciunii, pentru cei care practică înțelepciunea în relațiile lor. Și când este vorba de familie, cuvântul promite mult soților înțelepți și soțiilor înțelepte. Ce le promite? Trei lucruri am ales acei din promisiuni. Succes, stabilitate, securitate. Succes. Cartea Proverbelor prezintă un contrast puternic între două categorii de oameni și două categorii de familii sau case. Casa celui înțelept sau neprionit, este contrastată cu casa celui lipsit de înțelepciune. Și acum citez un verset. Blestemul Domnului este în casa celui rău, dar locuința celor neprieniți, a celor drepți, o binecuvintează. Casa celor răi va fi nimicită, dar cortul celor fără prihană va înflori. Succes. Stabilitate. Proverbe 12:7. Cei răi sunt răsturnați, nu mai sunt, dar casa celor neprieniți rămâne în picioare, stabilitate. Următoarea binecuvântare, securitatea. Proverbe 1:33. Cel ce mă ascultă va locui fără grijă, va trăi liniștit și fără să se teamă de vreun rău. Și Proverbe 15:6 însumează binecuvântarea familiilor unde soțul acționează cu înțelepciunea oferită de Domnul și unde soția trăiește în conformitate cu privilegiile, cu principiile înțelepciunii feminine. În casa celui neprihănit este mare belșug. Acolo este belșug. Belșug de pace, de armonie. Belșug de bucurie. Belșug de înțelegere.
belșug de respect reciproc, belșug material, belșug spiritual, belșug de iubire și de împlinire. Acest belșug ce vine în casa celor înțelept, îl doresc noi familii și tuturor familiilor prezente. Amin.